Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de SAM, fraților. Băi, ghiciți ce, mă, ne-a dat, ne-a făcut o afacere de ce bag de mai tare. De ce bag nu e mai tare. Cine e asta? Ai 11. Level 4. Da, bine v-am găsit la un episod. Depinde la ce te referi când zici că e mai tare. Da, bine am găsit la un episod. Bă, am făcut o afacere aici pe Barosoneală și avem un RG. Da, avem un RG. Bă, este ora 3 dimineața și cel mai probabil o să mai vedem ce joburi mai sunt pe aici, că n-am prea mai muncit. Ne zicem cost de mașini. Aș vrea să mă fac distribuitor de someone to give me materials licențe. Da, aici, dacă ești un instructor, poți să iei licențele fără să dai test, adică le iei fără să dai test. Ți le dă pur și simplu, da, slash give licență și ți-o dă. Pentru că așa se face la colegii, totuși un clan nu costă nu știu câte bucă și ca să ai că nu ai nevoie de compremium. Așa și... I don't think... can you give me licențe? Deci find 70. Da, deci vedeți ce suferă tipii. Nu mai suferă. Așa, hai să vin. I am coming to you. Nu mai suferințe. Da, am crezut că am scris pe chat-ul greșit. Nu mai suferințe, frate, nu mai suferințe. Adică fără sfărare, frate. Sunt mai mulți playeri, ok? Joacă 6 youtuberi acolo, care au peste 40.000 de abonați. Deci, fără suferințe, plus. Bă, ești paint? You are paint. Da. E aici. Ha, mane, vreau și o licență de materiale. Vreau să fac materiale. Și ignore. Așa. Exit from paint. Give me materials licențe. Ai, frate, vreau licență de materiale. Hai să-mi o dai și mie, băiatul. Ia aici, la paint. You just... Ai, doamne, odată ești de acolo, man. Doamne, ce faci asta, mai Kent? How much time left? Paint. Da, deci chiar suferință, frate, pe bagă. De ce trebuie să-ți faci cont pe business să vii să suferi mie? Pentru că 100% e abonat, că n-avea de unde să știe de mine. Sau o bă, luat un ID random. Ah, ok. Tell me when you are ready. O să stăm aici jos mai povestim, deci fără sperare, frate. Vii și suferi pe Bizon. Că bagă de mai tare sales. Chiar nu are niciun rost, sincer. Adică, înțeleg, uite. E mai tare la player, da? Pentru că are player mai mulți. Dar are player mai mulți datorită youtuberilor, că filmează mult mai mulți youtuberi și au mult mai mult. Oh. Oh, I didn't show the rank. Nu, nici mă uită la rankul lui. Eu cum observ care era în cunu, what the fuck? Na, deci asta e, frate, faza. Deci, pana mea, frate. Deci, cu ce motiv vine el aici? Ok, bagă de mai tare. De ce nu te duci și joci acolo? Nu? Asta e problema. De ce nu te duci și joci acolo dacă zici că e mai tare? Vin și suferi, asta este. Ignore. Ignore. Zim și mie de ce bag e mai tare. Ei, nu mai am, serios? Hai de 11. Ah, mă rog, ignore. Hai să-mi la ignore, în caz mai vine și suferă. Ei, ima 60. Ah, trebuie să fie conectat. Na, deci asta e faza, frate. Chiar nu mi se pare ok. Da, eu, deci, mă pariu că dacă îl întrebam de ce mai tare, el răspundea că are mai mulți player. Serios, chiar cu asta răspundea, să ai setătă. Nu are comanda, băi. Da, deci 100% cu asta răspundea, pentru că asta e replica celor care sunt pe Bizon.
Deci asta e replica, pur și simplu. Celul care este pe baghet, pardon. Asta e singura replica pe care știu să o dea, frate. Că avem mai mulți player decât voi, deși sistemul de rob sau sistem, mai multe sisteme, îs din 2012. N-am nimic, am jucat pe baghet și n-am nimic nici acum, m-aș apuca și acum. Adică dacă n-aș avea pe ce să joc, dacă n-ar fi Bizon, m-aș apuca pe baghet, da. Într-adevăr, m-aș apuca. Dacă n-ar fi Bizon, frate. Da, odată și Bizon, de ce să joc pe baghet, știi? Și, da, pe pariu că dacă ar veni toți youtuberii de pe baghet aici, ar fi 1000 din 1000 toate serverele, deci pe pariu. Deci, pur și simplu, frate, ar juca lumea aici pentru că, na. Deci, la toți youtuberii, frate. Na, mă rog, las, nu mai contează, eu doar vă zic că dacă ar veni youtuberii de pe baghet aici, s-ar juca aici, băieții. Pentru că ei se duc după youtuberi. Adică dacă PewDiePie ar juca pe un server de seama, dacă PewDiePie s-ar apuca acum de OG Times, vă dați seama că majoritatea s-ar duce acolo. Păi și cred că și eu m-aș duce acolo, ești nebun? Să apar prin video la unul cu 50 de milioane de abonați. Da, m-aș duce frate și eu acolo, bine, m-aș duce să nu să joc, să mă apuc serios. Nu știu, vreau să apar pe videoclipurile lui. Da, poate ultii, poate unii chiar s-au dus pe baghe doar să apară în videoclipurile lui Awake sau altora. Și prin acest videoclip nu vreau să zic nimic nimănui, nu am nimic cu nimeni, să nu ziceți acum că vai, că Raul se ia de Awake. Nu, chiar respect pe Awake, n-am nimic cu youtuberul în sine. Fuck, am uitat să-mi bag bind-ul de nedlicențe, mă rog. Da, chiar n-am nimic, nu am zis nimic ca încă Awake. Eu mă refer că dacă Awake ar veni și ar juca aici, toți playerii ar veni aici, și logic, pentru că ar vrea să joace cu Awake, nu? Și chiar n-am nimic cu niciun youtuber care joacă acolo, nu am zis de youtuber, am zis de server și de toate suferințele de acolo care vin aici pe server și suferă că e mai tare bugged. Știi vorba aia care am zis-o mai înainte, de ce nu te duci și joci acolo dacă ți se pare mai tare serverul ăla? Adică doar faci de căcat comunitatea. Că oricum bugged deja are o reputație de suferință, frate. Adică și pe grupurile de Samp văd numai postări că bugged are mai mulți playeri, că nu știu ce, băi ce căcat cu aia. Așa, că bugged are mai mulți playeri, că nu știu ce. Deci alea suferințe, frate. Chiar nu are legătură numărul de playeri. Când, de exemplu, dacă joacă PewDiePie pe un server, da? Nu e și logic că pe server o să fie mai mulți playeri decât unul pe care joacă, pe care joc eu? Nu e și logic? Da, e logic. Da, unii n-au creier să gândească chestiile astea și na, ce să zic. Se mai întâmplă mă și de astea. Ce-și micre melodia asta? Da, by the way, azi vedeți și că mi-am pus și o muzică de fundal. Ia uite mă ce bagă. Deci da, motorul ăsta l-am făcut cu afaceri ilegale, glumea nu sunt ilegale, am făcut afaceri. Am dat și-o niște bani, bani în joc, da. Da, am muncit, am mai dat câteva roabe, să zicem așa. Și am întâlnit cu un abonat și mi l-a dat mai ieftin. Ăsta, DRG-ul. Ia să-i facem aici un stand, șpac. Ce ziceți, mă? A? Ce ziceți mă de asta? Dar și are 18k km, e foarte, foarte mult, frate. Wow. Bă, e prea jmecheră. Și da, cam asta a fost subiectul, frate, pe videoclip. Acum hai să mai vedem ce mai facem. Dar, da, la ora 3 nu prea ai ce să faci, frate. Decât să dai rob, da, rob. Na, pe baghe dai cum să dai rob la ora asta. Pentru că, na. N-au făcut și ceva acolo safe pentru poliție. Adică, cine dracu? Adică, nu trebuia să mă și adică, așa playerii pot să dea rob la 4 dimineața, unde când nu e niciun copon și nu vine nimeni după ei, știi? Că adică acum ați 200 de player pe server. Cine vine, frate, după tine la ora 2? Știi? Stai. Stai, mă, fă. Na. Rank 4 plus. Asta zic, frate, chiar nu... Na. Da, unii chiar nu gândesc, frate. Îi văd pe server ăsta, pe grupuri de sau numai copii retardați cu față de Ligiană, pui mei. ID 610 slash number 610 slash sms 329 8130. Are you there? Hai să-l întrebăm, să vedem dacă băiatul e aici, să ne dea și nouă licența. Și e ok. Da, trebuie să iau și licența de materiale, că vreau și să am materiale alea, să-i barosan, nu? Hai să ne și reparăm motorul. Da, și pana mea, frate. O să mai ce să discut subiect de genul că nu e acum se pune. Păi și nu. Ia uite-mă ce dau.
Eu stai diul 1. Bine, mă, numărul 1, nu vorbi. Vorbi și cu el, nu cu mine. Up. Eh. Stai. Nu răspunde. Nu o să încerc să... Da, foarte mult să auziți. Să auziți ploaia asta și vocea mea minunată. Nu cred că v-ați să dau licența, spune lui Charles și gata. Charles. Ne uităm aici. Da, și o să intru în mafie, v-am zis. Chiar vreau să intru neapărat în mafie. O să intru în Red Dragon Triad sau, nu știu, o să vă arăt aici ce. M-am dus. Clar. Hai să intrăm să ne scufundăm și o să vă și arăt în ce mafia aș vrea să intru. Mafia, unde o să intre și... Light time. O să intre, o să vrea neapărat de să scape de scul destructor, dar o să vrea să intre cu fac cu face și el level 20 și o să intre acolo. Bă, chiar îl susțin, pentru că na. Adevăr că nu e cea mai șmecheră. Fac fiind scul destructor, dar am intrat să fac FH, ok. Și chiar o să fac FH, ok. Pentru că putem apăla. Barca aici neun. Dă licența. Pentru că nu o să... Adică nu o să... Stau foarte mult. Eu cred că 50 de zile stau. Nici nu să stau 100, cât am zis că momentan... Adică... normal am vrut să stau 100, dar nu cred că o stau, frate, 100 de zile aici. Lasă mă eu cu bară. Trăm aici și vă dau și un monitor capture. Ok, dacă vezi, mi-am pus și asta o temă nouă la Windows. Ce șmecher arată, nu? Șmecher, ok. Hai să intrem pe domn. Hai, dau un pic și o muzică asta mai încet. Ok. Deci, ne logăm pe panou. Factions, uite, în asta vreau să intru. În Red Dragon Trials. Asta, chiar asta, în asta vreau să intru. Uite ce frumoasă arată. Sau, nu știu, Grow Green Street Blondes. Uite, asta are puțin membri, nu știu, vreau să văd. O să-mi las caracterul pe slip mai mult timp. Și o să văd în ce facțiune sunt. Chiar nu am nici o idee. Dar aș vrea Red Dragon Trials sau un Green ăla Streets. Da. Pentru că, de ce nu? Sunt chiar ok facțiunile. Mafile, mă rog, facțiuni, tot facțiunile, dar sunt ok mafile. Deocamdată am level 14. 5 din 54, tocmai azi am dat buy level. O să las și până mâine PC-ul pornit pe slip. Ca să fac puncte de respect. Da, și dacă vă întrebați, o să pic, nu? Nu o să pic, nu o să pic, perfect. Dacă vă întrebați de ce sunt online tot timpul pe Steam și sunt în joc, ei bine, îmi las CS-ul pornit ca să fac ore. Deci, adică dacă îmi las caracterul de sam pe slip, de ce să nu-mi las și Steam-ul? Adică, ce se deschid să fac o refai? Cancel, find. Da, cine mă Kruger ăsta de la mai cel lista de prieteni? Cine vrei cu ăla? Da, e ok. Da, nu știu, o să încerc să intru în mafie, mai este la fiecare, în fiecare zi o să postez episoade cu orurile. Faza că mi-am reinstalat Windows-ul, dar mai de mult, adică când m-au luat la teste pe Bugger, pe Blue, am intrat așa la troll și am jucat, știi? Și m-au luat la teste pe Bugger. Și mi-am luat bani pentru cistâvă. Hai să vă și arăt aici. Facem aici discuții strânse. Bani pentru cistâvă. Hai să vă arăt. Bam. Raul Toica. Hai să intrăm pe cont. Hai să vă arăt. Aude, cistâvă, da? Am făcut cerere de Amben. Și Tibi, mi-a răspuns Tibi. Hai să vă arăt ce mi-a răspuns. Îți recomand să reinstalez și să formatezi tot harddisk-ul ca să scap de orice urmă de cod sau să nu risei bani așa. Dacă risei, nu este un ciucă de conținut pe serverul nostru. Asta dacă îți doresc așa. Mă rog, și pentru asta ai fost banat. Ia uitați aici pentru ce a fost banat. Uite, ai aimbot, seminori, coil, rencom.exe, vedeți? Deci, practic, eu nu aveam rencom PC și îmi formatasem tot harddisk-ul și când mi-o găsi rencom, nu știu, chiar habar nu am cum, frate. Și mi-am luat bani pentru chestia aia. Cheats 90 de zile, oricum mă durea în cur de contul sau în cur. Are și sancțiuni, cred că la greu are sancțiuni. Ia uite aici. Mamă, are sancțiuni. Mi-am luat de două ori bani pentru... Da, bani, insulte admin. Mă, tot pe deci limbaj pe slash, nu?
Ia deci, bac, și o să chiar, asta vreau să fie contul cu cele mai multe sancțiuni, să iau pe el. RPG. Da. Deci pe contul ăsta chiar n-am nici, nici măcar un keyword, ban log, niciun ban, eu never banned. Mute log, uite, word log, nimic. Suspend log, nimic. Mute log, nimic. Jail log, nimic. Deci n-am nimic, practic nicio sancțiune și așa să aplic pentru ceva funcție importantă. Să zâșem așa, bă, să zâșem așa, că nu... n-am văzut asta. Să zicem așa, băi, chiar aș vrea să aplic pentru ceva funcție, pentru că simt că sunt pregătit, frate. Chiar simt că sunt pregătit, am experiență în SAMP. Cel puțin nu la toate chestiile, de exemplu, uite, în school instructor, nu sunt cel mai experimentat, pentru că n-am mai fost în facțiunea asta de multe ori. Am mai fost măcar doar o dată, dar am fost foarte mult timp și am stat 2-3 zile și am ieșit. Am dat cu grup pe baghet. Deci nu, n-am fost în facțiunea asta așa de mult. Se zice, se poate zice că n-am fost aproape deloc, pentru că am stat 2 zile, deci aia ce căcat e 2 zile, nu? Dar așa în PD am mai fost, în Mafia am fost, clar am fost, în Shendrecu nu am fost în Mafia, what the fuck, în Mafia clar am fost. Da. Cam atâta, ce să zic. Am dezbătut subiecte care am vrut să le dezbat de mult de când a apărut clipul ăla cu The Link, deci în prima zi când a apărut am și văzut clipul ăla. N-am avut nimic cu clipul, chiar n-am avut nimic, dar e retardat de Link pentru că a făcut toate chestiile alea. Adică, înțeleg, face o promovare, uite cum a făcut Rex, face o promovare, știi? Dar recunoști că e promovare plătită, frate. Și nu neapărat, adică nu trebuie să recunoști neapărat că e promovare plătită ca să nu ții hate. Dar nici să vii să faci... Wow, ce-am zburat. Nici să vii să faci hate rivale, adică comunitatea rivale, știi? Adică, uite, eu dacă țineam cu Buget, puteam să zic, da, bă, uite, The Link a făcut chiar foarte bine. Muie Buget, știi cum zic toți triști prin comentarii, muie business, știi? Dar am făcut chestia asta, pentru că, sincer, nu țin cu nicio comunitate. Pur și simplu, Buget are sisteme învechite și sunt niște triști acolo care se laudă că au mulți playeri. Dar serverul în sine nu, s-a depus munca acolo, deci serverul e ok în sine. Așa, mă rog. Hai că deja lungim prea mult, deja filmăm de 17 minute. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Nu uitați să apăsați pe butonul subscribe la canal dacă mai vreți episoade în continuare și o să mai dezbatem unele episoade de SAMP diverse subiecte. Ca așa, de obicei când o să filmez târziu, pentru că la ora asta... Ia stai, slash SMS 4445 7232 slash new license. Nu merge. Da. Sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Salut!